direct alături de Mihai Nae, dresor. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi împreună cu... Bună ziua și eu mă bucur că sunt aici și că suntem aici. Cu cine ați venit? Ah, Luna, Luna, o fetiță de pudel, foarte cu minte, coafată, aranjată, fundiță. Cu fundiță, da. Așadar, am văzut, una din două familii are un animal de companie. Este cu siguranță un fenomen care s-a amplificat și pe perioada pandemiei. Oamenii, când au stat în case, și-au dat seama că au nevoie de un sufletel alături de care să-și petreacă timpul. Totuși, e o creștere semnificativă. Da, oamenii și-au luat în pandemie, în mod special, pentru copii, dar și pentru ei. E îmbucurător, pentru că un animăluț întotdeauna îți aduce bucurii. Important este să conștientizăm ce presupune, ce importanță are și ce presupune, și să avem grijă de el, să nu renunțăm la el imediat ce ne întoarcem la job sau eu știu la ce avem de făcut. Pentru că, na, trebuie să ne dăm seama că acest este o responsabilitate extrem de mare și că animalul se atașează de noi și suferă foarte mult. Este o imensă responsabilitate și dacă o luăm în serios, cu siguranță viața noastră alături de așa ceva, să spun, cu siguranță va fi frumoasă, da, ne pupăm. Dar dacă nu și nu o luăm în serios, posibil să ne complice mai mult existența. Știm cu toții că pe vremuri animalele de companie erau mai mult în curte și oamenii evitau să stea cu ele în casă. Acum am ajuns să le cumpărăm pătuțuri sau să doarmă cu noi în pat, le cumpărăm, iată, fundițe, tot felul de accesorii. Cum am ajuns de la animalul de curte la membrul familiei până la urmă? Păi cred că trebuie să evoluăm și noi. Eu consider că asta chiar înseamnă o evoluție. Este bine să nu exagerăm, pentru că până la urmă un cățel rămâne un animăluț, un cățel mai mare rămâne un animal. Trebuie să-i dăm cezarului ceea ce cezarului, însă dacă o facem într-un mod frumos, eu zic că da. Nu poate fi decât ok. Deci da, am evoluat și de la lanțul acela la padoc, uneori îi ținem și în pătuț, îi ducem și la coafat, ceea ce de multe ori, să știți că nu este un moft, sunt rase precum pudelul, care are nevoie să fie dus la salon, spun, pentru că altfel face niște răni, îi se încălcește foarte tare blănița, deci în momentul în care vedeți că ți-ai duci la salon, asta nu înseamnă că este doar un moft. Poate fi și un moft, dar sunt rase care chiar necesită. Și că tot vorbeați de salon și de mersul la salon, un animal de companie implică și cheltuieli pe măsură. Vorbim despre alimentație, dar și despre mersul la veterinar, la cabinetul veterinar, investigațiile care știm că nu sunt deloc ieftine. Evident că atunci când ne luăm un cățel trebuie să știm în primul rând câte ceva despre rasa pe care ne-o alegem. În funcție de asta știm că o să trebuiască să fie dus la veterinar, dus la salon, dus la, eu știu, educație, calciu, mâncare e foarte importantă. Trebuie să fie de foarte bună calitate. Deci, cumva, dacă luăm în calcul toate acestea, lucrurile vor funcționa. Dacă nu, există posibilitatea să ne facem un abonament la medicul veterinar, ceea ce nu este de dorit, așa cum există posibilitatea să îl îmbolnăvim. Deci trebuie să ne documentăm. Sunt rase mai pretențioase, rase mai puțin pretențioase din punct de vedere al articulațiilor, blănisei și așa mai departe. Ce rase de căței preferă românii? Cele mai puțin sofisticate, să le spunem așa, care necesită mai puține îngrijiri? Până la urmă, rasele cu cei mai mulți fani în lume rămân ciobănescul german și labradorul. Aceste două rase sunt apreciate. Și în România la fel. Și în România, dar acum am început să ne uităm către rasele mai mici. Au fost rase în vogă acum 20 de ani, precum cocherul, dalmațianul și așa mai departe. Acum ele revin, bișonii, pudelii, în general căței, în general căței cărora nu le cade părul, precum pudelul, precum Luna de aici de față, ei nu-i cade părul, nu ne părlește absolut deloc, deci nu ne face
orice păr în casă. Deranj, păr în casă. Din punctul ăsta de vedere am scăpat. Bișonii iarăși sunt foarte la putere și pentru ca și câini de pază belgianul Malinois. Și o ultimă întrebare, de ce preferă unele cupluri animalele de companie în detrimentul copiilor? Ce să spun, este un gol pe care îl umple. Cred că, eu știu, fugim de responsabilități reale și atunci oamenii se gândesc că un cățel mai poate fi și îndepărtat dacă ne deranjează, lucru care e total greșit și ar trebui să nu luăm niciodată în calcul așa ceva, pentru că și ei suferă foarte tare. Probabil că am avut situații în care, oamenii nu aveau copii, au optat pentru un cățel, dar